Bună! Tocmai ne pregătim să plecăm într-o press-trip cu Fares. O vedeți pe Cristina pe undeva pe acolo prin spate, a face ultimele pregătiri ca de obicei. Ea e mult mai ordonată, să zic așa, și face mereu bagajul. Și sunt puțin îngrijorată și panicată pentru că nu putem pleca și deja suntem oarecum în întârziere. Nu mi s-a randat videoclipul. El l-a încărcat pe YouTube și a durat foarte mult, mult mai mult decât de obicei. Și trebuie să mai așteptăm puțin și Cristina deja e puțin supărată din cauza asta. Mi arată că mai durează aproximativ 5 minute. E deja ora 41 minute și noi la 5 trebuie să fim acolo, la 5 fără ceva. E un video tare drăguț, o să-l vedeți cu cărțile pe care le-am citit în ultima vreme. Plus avem și un giveaway cu o carte foarte frumoasă pentru voi. Și nu vreau să renunț pentru că am început la videoclipul ăsta să nu-l încarc azi. De obicei încărcăm mereu vinerea și vreau să respect asta și mai aștept puțin să văd ce se întâmplă. Am reușit în cele din urmă, am ajuns și la timp, chiar mai devreme. Cristina e deja fericită pentru Nu mine. sunt, nu-mi place să alerg, nu-mi place să întârzi. Da, ei nu-mi place să întârzie, dar am reușit să postăm videoclipul. Îndreptăm spre punctul de întâlnire și o să vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă. E foarte soare, așa că o să închid. Uite-o pe Simona, acum vine în partea. Oare și pălăriuță? Oare ce și la poze? Da? Hai Simona, cât te așteptam să te filmezi! Ajută la 4! Târziu, e, cred că e ora 1. Cristina e la baie, se demachează. E foarte drăguț că cei de la Fares ne-au întâmpinat în cameră cu niște cadouri drăguțe. Văd aici câte un set cu ceaiuri și o punguță. Care avem o cănuță drăguță, un pix și o revistă, cred. Sau... Cam asta e camera. Lumina e execrabilă, acum nu știu cât de bine vedeți, dar am zis să filmez acum că sunt paturile făcute și... A făcut Cristina puțină lumină acum, dar tot nu e așa, wow. Cam asta a fost pentru ziua de azi, de ce să ne culcăm, pentru că suntem frânte de oboseale și mâine trebuie să ne sculăm foarte devreme, să luăm micul dejun și apoi plecăm către festival. Și mai târziu o să facem niște poze, o ședință foto la anul cu mușețel, iar apoi noi o să participăm și la un concurs Miss Mușețel, cred că o să fie super funny. Inițial prea am vrut să participăm, însă apoi am zis să mai încercăm să ieșim și din zona de confort, să mai facem și lucruri de care ne e puțin teamă, să zic așa, așa că mâine o să ne facem de râs acolo, sper să nu. Ne vedem mâine dimineața, pa, noapte bună! Și am ajuns la festivalul mușețelului. Smile! Simona! Regina selfie-urilor! Regina mușețelului? Da! Sunt Mrs. Regina! Emma Dobre, managerul de comunicare Fares. Bună dimineața, dragii mei!
Eu sunt Emma Dobre, sunt manager de comunicare la Fares și mă bucur enorm să mă aflu astăzi alături de voi în această zi minunată în care celebrăm Mușețelul la Festivalul Mușețelului. Haideți să vă spun un pic un șir de întâmplări și de evenimente despre cum au luat naștere toate aceste lucruri, despre cum s-au pus cap la cap astfel încât noi să fim astăzi aici. Ei bine, anul trecut am avut curiozitatea să întrebăm oamenii și să aflăm care este cel mai băut ceai Fares din România. Astăzi, astfel, după vreo 57.000 de căni de ceai numărate, am aflat că Mușețelul este ceaiul cel mai îndrăgit de români și care se află în casele majorității oamenilor din România. Și asta nu este tot, pentru că românii sunt legați de Mușețel prin amintiri din vremurile copilăriei sau când mergeau la cules alături de bunici sau de părinți. Nu știu dacă știați, dar culesul Mușețelului este chiar o sărbătoare la Fares, deoarece este planta simbol a sănătății din inima Daciei. Această plantă mică, dar voinică, iar Fares cultivă peste 50 de hectare de mușețel. Bun, pot să spun că noi, aici la Fares, păstrăm o legătură cu natura și o legătură chiar cu această plantă pe care am ales să o sărbătorim astăzi. Așadar, vă propun ca astăzi să ne bucurăm sufletele cu absolut tot ce v-am pregătit aici. Astăzi vrem să scriem o nouă filă din povestea orăștiei și din povestea Fares. Așa că vă mulțumesc, bine ați venit și distracție plăcută! Pe Cristina a participat aici la un concurs la standul Fares să ghicească ceaiul și a ghicit, că era ceai de 7 plate cu scurtișoară și a și câștigat o cutie de ceai. Se pare foarte drăguț aici la festival, atmosferă. Aici e un stand unde se fac împlinituri. Nu știu, suntem în dubii dacă să ne îmbrătișim, ne-am făcut niște bucle, dar e foarte cald și nu prea ne stă. Și o să ne ducem la poze și nu știm dacă să ne îmbrătim și noi sau nu. Și pe scenă cântă niște copii, e foarte drăguț acolo în spatele meu. E foarte frumos, foarte multă voie bună și bună dispoziție pe aici, toată lumea zâmbitoare, mi se pare foarte frumos. Așa, nu e chiar foarte cald și miroase superb. N-am mai fost niciodată la o ședință foto cu un cadru așa drăguț, e absolut superb aici. Dacă ați putea să simți și mirosul prin cameră. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Vreodată la un concurs de mis? Nu, e prima oară. Ai băut așa de mușețel? Nu. Nu e prima oară. Bine, atunci te invit alături. Dorina, te ascultă. Mușețelul aromat e un lecțel din calmant, e și antihidrant. Fie că pui în ceai, fie folosești pe ten, e o plantă fenomen. Chiar ce faci să știe, la fără să răștie. Wow! Băi, băi! Ce s-a făcut?
locomotiv. Mergem mai departe, la cine? Cristina. Cristina. Consemnați acolo în jurul, da? Cristina, te-ai gândit? Deci trebuie să fie doar două, nu te-ai gândit să faci așa multe. Nu te-ai gândit la literatură, da? Cu pietet cu șețel, ce m-aș face fără el, e de mare ajutor, face tenul mai frumos și corpul mai sănătos. Bravo, bravo! Bispo Cezăr în plină desfășurare în iarul festivalului Cezărului Fares. Să vă duceți și pe partea cealaltă, dacă vreți, da? Și prin față. Dacă nu ajungeți bine, puteți să vă duceți și prin față. 5 minute, fetele trebuie să îmbilească cea mai frumoasă coroniță din Cezărului. La forma numărul 4, trebuie să ne dovediți că sunteți niște fete de tradiție, doar, niște fete care apreciază autenticitatea, care apreciază, de exemplu, mersul într-un lat de Mușețel și statul a relaxat masoare acolo și... Fetelor, nu vrem din partea voastră decât un pic de întâmplare, da? Cred că vă puteți împleti și singure, fără? Ați mai făcut o vreodată? Da? Bine, deja nu nicio emoție. Atenție, timpul este de 5 minute și începe din acest moment. Start, fetelor! Și o muzică frumoasă, iasă, dar nu se gândește de genul. Nu trebuie să comporezi bușețele neapărat. Dar dacă vreți, va da? Fiecare cum vrea, la liber alege. Fiecare cum vrea. Puteți să comporezi dacă vreți, dar nu. Coroanițele foarte frumoase, codițele, coțițele, tot ele și le-au făcut. Sunteți toate, nu? Locul întâi și titlul de Miss Mușețel. Se duce la... Se duce la... Bianca! Bianca! Este Miss Mușețel 2017! Gata, s-a terminat și concursul Miss Mușețel și am venit puțin în cameră pentru o scurtă reîmprospătare, să zic așa. Ne-am pregătit și acum urmează partea mea favorită, concertul Paulei Selling. Abia aștept. Da, a venit în timp ce eram și noi pe scenă și stătea și ea puțin așa să se uite la concurente. Și am văzut-o când trăgea cu ochiul acolo, a venit cu soții cu mașina și au început să-și pregătească instrumentele. Și am văzut-o și când se machia, n-am văzut ce prost se folosea. Abia aștept să o cântând diseară. Îmi place enorm de mult, e una dintre artistele mele preferate. Și chiar îți ziceau fetele mai devreme în autocar că se mâncuia, știu cum i-au mai zis multe persoane, mă bucur mult să aud asta pentru că o apreciez tare mult pe Paula și îmi place foarte mult. O să filmăm bineînțeles și la concertul Paulei, dacă nu o să fim prea ocupate să cântăm cu ea. Eu acum ne ducem repede să ne mai aranjăm puțin și da, o să fim mai lung cu noi după. Oh,
Ne-a plăcut super tare la Fares, mai ales oamenii cu care am fost. Am stat mai mult cu Simona și cu Pepa. O să vă lăsăm linkurile de la blogurile lor în căsta cu descrieri. De Simona e una dintre cele mai amuzante persoane pe care le știm. Și trebuie neapărat să-și facă canal de YouTube. Deci e super, super amuzantă. Am râs în zilele astea cât nu am râs în ultima lună, cred. Deci e super funny fata asta, ne-a făcut să râdem atât de tare. E foarte spontană și are mereu glumele la ea. Și ne-am super distrat cu ea. Sper să mai mergem în curând și în alte excursii cu ea, pentru că e super amuzantă. Bineața! Bineața! Este aproape ora 10 și noi ne pregătim să plecăm. Azi e ultima zi a prestripului cu Fares, tocmai am luat micul dejun. Și acum ne mai băgăm ce a mai rămas în bagaj și ne pregătim de drum. A fost foarte frumos, ne-a plăcut mult această experiență cu Fares. Ne pare tare rău că se termină azi, dar nu e nimic, că ne așteaptă noi aventuri. Mâine plecăm la Londra și abia așteptăm. Cred că o să facem vlog și de acolo. De fapt, mai mult ca sigur o să facem vlog și de acolo. E prima oară când mergem și suntem super entuziasmate. Abia așteptăm, mai ales că acolo să stăm mai mult și o să avem timp să explorăm orașul. Nu știu dacă o să mai filmăm pe drum sau diseară când ajungem, pentru că cred că o să fim foarte obosite și mai avem și... Trebuie să ne facem iar băgaj și da, trebuie să facem pe asta. Da, o să mai avem de treabă și mâine avem avionul super de vreme, așa că trebuie să ne odihnim. Să vă spunem la revedere aici, vă mulțumim mult că v-ați uitat, sper că v-a plăcut clipul. Și ne vedem săptămâna viitoare cu un nou clip. Pa! Pa!